Ceva. Spuneți. Da, spuneți-ne ce ați discutat în legătură cu repartizarea secretarilor de stat pe ministere. Am înțeles că ați hotărât. Nu, doar acolo unde secretarii de stat și-au dat demisia. Evident că am început și voi numi în continuare în funcții, pentru că instituțiile trebuie să funcționeze. Au fost două subiecte importante astăzi pe care le-am discutat cu partenerii de guvernare. În primul rând, trebuie să facem cât mai rapid o numire la conducerea Autorității de Supraveghere Financiară. Și am discutat de mai multe ori astăzi și cu guvernatorul, cu domnul Isărescu. Încercăm împreună să găsim o persoană evident nepolitică, cu suficient experiență și prestigiu în domeniu, care să asigure conducerea unei instituții care, iată, a fost extrem de afectată de ultimele evenimente. Și de asemenea am discutat despre situația juridică a televiziunii române, acolo sigur o să mă văd și cu domnul Tănase, însă are nevoie de un Consiliu de Administrație și de o strategie pentru acest an, pentru că, după cum știți, situația financiară este extrem, extrem, extrem de gravă. Acestea au fost subiectele principale. Este posibil ca domnul Nicolae Dănilă să vină la conducerea SF? Mi-aș dori, dânsul este membru în bordul Băncii Naționale. Trebuie să și vrea oamenii pe care îi propunem, de aceea nu pot să vă spun astăzi. S-a purtat negocieri cu domnia sa? Negocieri? Nu. Negocieri nu se pune problema. Repet, am discutat împreună cu domnul guvernator Isărescu câteva nume pe care le-am considerat împreună ca fiind capabile acei oameni de a conduce ASF-ul, însă până în acest moment nu avem nicio decizie, pentru că trebuie să discutăm cu acei oameni. Domnule premier, la astăzi vorbeați despre o posibilă împăcare cu cei de la PNL și tot astăzi, iată, se schimbă toți peneliștii rămași în guvern. Nu, o mai spun o dată. Toți liberalii care și-au dat demisia. În rest, n-am schimbat pe nimeni, dimpotrivă. După cum știți foarte bine, cei care au rămas în guvern rămân în continuare. Deci, ca să fie foarte clar despre ce am discutat astăzi, despre locurile rămase vacante prin demisia prezentată, cred că sunt deja două săptămâni, nu? De secretarii de stat de la PNL. Numai de locurile vacante am discutat. Ne puteți spune cum vor fi împărțite aceste funcții între partidele aflate la guvernare? Vă gândesc cât vor primi fiecare? Nu pot să vă dau detalii. Principiul care stă la baza coaliției de guvernare pentru funcțiile strict politice este principiul pe baza căruia am alocat și numărul de miniștri în cabinet, și anume ponderea parlamentară a fiecăruia. După cum știți, UNEPR, PC, UDMR au cam aceeași pondere, sigur, niște mici diferențe, senatori sau deputați, și au fiecare câte doi miniștri, iar Partidul Social Democrat are un număr mai mare. România ar putea să fie afectată de eventuale sancțiuni economice ce ar urma să fie aplicate Ucrainei? Consider că România trebuie să fie perfect solidară cu toate deciziile pe care le luăm împreună, de fapt, că nu se iau fără consultarea noastră, la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Ministrul Corlățean este și astăzi, dacă nu mă înșel, la Bruxelles. Tot ceea ce decidem împreună, că nu decide cineva pentru noi, decid cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene, trebuie aplicat. Chiar dacă, evident, că vor fi și efecte negative, însă aici vorbim de niște principii politice și, la care țin foarte mult și ținem foarte mult, și apartenența noastră la Uniunea Europeană și la NATO este atât de importantă, încât atunci când există, sigur, și anumite pierderi, sunt mult mai mici decât câștigul de principiu și de ansamblu al faptului că România are un parcurs european și nord-atlantic foarte clar. Ați spus și dumneavoastră în această dimineață, la începutul ședinței PSD, și ulterior ne-a explicat și purtătorul de cuvânt al partidului, faptul că sperați ca după 25 mai USL-ul să revină. E corect. Se vorbea despre un scor mai mic pentru PNL la europarlamentare. Credeți că PNL-ul ar putea să fie sancționat de electorat pentru că a rupt USL-ul? Asta vă așteptați? Conform sondajelor, este evident că oamenii au înțeles că Uniunea Social-Liberală nu mai funcționează împreună printr-o decizie a domnului Antonescu și a colegilor liberali. Pe mine nu mă interesează însă să fie sancționați liberalii, mă interesează un singur lucru. Faptul că am început un mare proiect împreună, că încă nu l-am dus la bun sfârșit, pentru că
atâta timp cât domnul Băsescu este președinte, nu ne-am atins toate obiectivele fundamentale ale Uniunii Social-Liberale și că, așa cum ați văzut în acest weekend, orice nefuncționare a USL-ului, orice plecare a uneia dintre lideri este imediat speculată de domnul Băsescu, doamna Udrea, pentru a încerca să revină cu regimul lor. Băsescu, Udrea, Boc, Anastase, nu știu ce mai face ca să fie regimul complet. Ori cu acest regim care are încă o puternică propagandă, are ramificații financiare, politice, are o capacitate de a face rău oamenilor, pe care am simțit-o cu toții pe pielea noastră, nu va fi o bătălie ușoară. Nu se le cuprind sau fără finanțele? Asta nu pot. Vă referiți cine va fi lider al PNL? PNL spusese că dacă vor înregistra un scor mic sub 20%, va demisiona după ce decidul Nu decid eu nimic din ceea ce se întâmplă în cadrul Partidului Național Liberal. Liberalii sunt și au fost partenerii noștri. Acum, prin decizia lor, sunt în opoziție, însă eu vorbesc de o alianță cu Partidul Național Liberal, cu CRIN, fără CRIN, asta decid ei. Nu pot eu să decid cine conduce Partidul Național Liberal și nici n-ar fi normal acest lucru. Ați trimis o scrisoare birourilor permanente referitoare la Consiliul European 21-22 martie. Ne puteți spune da, în pot baza să vă explic, ce anume în baza noii legi adoptate, legea privind cooperarea interinstituțională, guvernul are obligația în baza acestei noi legi să transmită către Parlament cu 10 zile înainte de Consiliul European mandatul cu care reprezentantul României, președinte sau prim-ministru, participă. Deși este vorba despre un program joi 100% de guvern, în sensul că se discută despre semestru financiar, adică probleme bugetare fiscale, energie, competitivitate, va participa totuși președintele. Eu i-am cerut mandat de reprezentare, însă nu cred că e o surpriză faptul că nu mi l-a acordat. Dar președintele nici nu a cerut guvernului vreun punct de vedere. Așa încât eu doar am informat Parlamentul, pentru că aveam o obligație legală, că nu am niciun fel de... Mai pe românește, nu știu ce va spune președintele joi și ce va spune despre exercițiul bugetar, despre energie, despre competitivitate. Chiar nu știu ce va zice președintele. Domnule, v-a transmis că va participa dumnealui și că refuză să vă... Nu mi-a dat niciun răspuns, însă e deja înscris domnia sa și probabil câțiva consilieri prezidențiali pentru Consiliul de Joi. Președintele Traian Băsescu spunea astăzi că este un semnal extrem de neplăcut conferința comună pe care ați avut-o cu premierul Republicii Moldova, cu Iurie Leancă, și i s-a părut neplăcut ca premierul României să aibă o poziție dubioasă. Nu înțeleg limbajul acesta, e un pic cam de port, așa, de marinăresc. Eu o să mă văd foarte des cu primul ministru al Republicii Moldova, așa cum am văzut și cu primul ministru al Georgiei. Vă reamintesc că Moldova și Georgia sunt cele două țări care au avut curajul, și subliniez acest lucru, curajul extraordinar în noiembrie la Vilnius să semneze, să declanșeze procedura de asociere la Uniunea Europeană, că eu sunt un prim-ministru european care vreau să arăt că susțin cele două țări, de altfel sunt România și cea mai apropiată geografic dintre țările membre ale Uniunii Europene, de Moldova și de Georgia, și că voi susține, nu cu vorbe goale și nu cu interese personale, parcursul european al Moldovei și al Georgiei. Faptul că primul ministru al Moldovei sau al Georgiei cred în sprijinul României pentru integrare europeană, e o poziție extrem de clară. Nu știu ce înseamnă dubioasă, repet, limbajul acesta un pic infracțional, așa. Nu pot să-l definez, deși am fost procuror. Cred că domnul Băsescu vorbește într-un argou care nu-l stăpânesc. Ați văzut, domnule premier, decizia Curții Supreme referitoare la acuzațiile cu privire la plagiat? Au dat o decizie definitivă de neîncepere a urmăririi penale. Așa. Este bine? Ce semnal este acesta pentru cei care mi-aduc aminte, foarte bine că ultima dată, în urmă câteva luni, când am comentat o decizie a justiției, am fost criticat pe bună dreptate. Și de CSM și de mass media, cred că B1 și Realitatea m-au criticat cel mai tare, sunt convins că ele nu vor prezenta astăzi, nu vor discuta despre deciziile instanței. Deci eu nu discut despre deciziile instanței. Vă privește în mod personal, domnule prim-ministru? Nu comentez deciziile instanței.
Vă rog. Ați discutat cu domnul Daniel Constantin despre situația grupului PC de la Senat? Este contestat nu. În acest moment? Nu, n-am discutat, nu sunt senator, nu cunosc care e situația. Se poate crea un conflict interinstituțional între Parlament și președinție sau între guvern și președinție din cauza acestei discursuri privind Consiliul European? Se poate, dar nu va fi cazul. Pentru că, până la urmă, mai sunt două, cred, consilii, până în noiembrie, după care, în sfârșit, vom fi și noi reprezentați în Consiliul European. N-ar rost să mai facem acum conflicte, merge președintele. Aflu și eu de la alți prim-ministri ce s-a discutat acolo, că eu, în general, aflu de la prietenii mei premieri ce se discută în Consiliul European. Președintele, oricum, orice zice acolo, nu poate să zică pentru că trebuie să fie aplicat de guvern. Deci se duce și dânsul așa ca să-mi facă mie în ciudă. Eu acum ce să fac? Să ne certăm la Curtea Constituțională? N-am niciun rost. Eu cred că din noiembrie se va aplica cu bună credință decizia Curții Constituționale care spune foarte clar că președintele poate da mandat primului ministru pe baza unei agende și a unui, dacă vreți, a unor obiective comune. Nu există obligație, da. Va fi pace și liniște după noiembrie între președinte și primul ministru. Sunt convins de lucrul acesta. Și cred că toți avem nevoie de asta. Credeți că după scandalul de la ASF ar trebui ca toți membrii să-și dea demisia, toți membrii de conducere, mă refer, aceste instituții? Păi nu. Cei vinovați ar trebui să-și dea demisia, unul. Și în al doilea rând, celorlalți ar trebui să nu le fie frică să meargă mai departe cu dosarul Astra și Adamescu, că de fapt știm cu toții că marea bombă acolo, sute de milioane de euro fraudați, sunt la Astra și la domnul Adamescu. Și acum probabil că unii au interpretat că ce îi se întâmplă domnului Rușanu are legătură cu asta. Important e că acolo trebuie aplicată legea. Și dacă e adevărat ceea ce am fost noi toți informați despre acele uriașe fraude, trebuie în mod sigur făcută curățenie la sânge în domeniul asigurărilor. Care e metodă, dacă îmi permiteți, domnule premier? Care e metodă? Unde aveți informațiile astea? Eu am aceste informații în mod oficial, în urma întrunirii la care au luat parte reprezentanții Băncii Naționale a României, reprezentanții Guvernului și reprezentanții ASF-ului, în acel comitet de stabilitate macroeconomică. Da? Vă mulțumesc, o zi bună! Premierul Victor Ponta, doamnelor și domnilor, declarații după întâlnirea dintre USD și UDMR. Două niveluri de discuție au avut acolo. Pe de o parte, despre numirea la conducerea ASF, premierul a spus că a discutat și cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, despre cine ar trebui să ocupe această funcție de președinte al Autorității de Supraveghere Financiară și spunea că va fi o persoană nepolitică cu experiență și prestigiu. Această persoană va fi aleasă dintr-o serie de 3-4 nume, dar deocamdată nu au ajuns la o concluzie, adică nu s-au hotărât asupra acelei persoane, cine va fi președintele ASF. S-a discutat și despre situația juridică a TVR, care are nevoie de un Consiliu de Administrație, pentru că este o situație financiară extrem, extrem de grea, spunea premierul. A mai vorbit de asemenea și despre înlocuirile din guvern, din funcțiile de secretar de stat, cine vor fi cei care vor veni în locul liberalilor care au demisionat. Au rămas vreo 4 secretari de stat, membrii PNL în guvernul condus de Victor Ponta și bineînțeles a vorbit și despre cel mai recent scandal pe care l-a riscat premierul după ce a transmis o scrisoare către biroul permanent al Senatului și către Camera Deputaților, prin care anunță pe aleși că președintele nu a cerut mandat pentru participarea la Consiliul European din 20-21 martie. Spune premierul că așa e legea acum. Deocamdată nu este clar, din câte știm noi, nu este obligat președintele să-l informeze pe premier despre participarea la Consiliul European.